Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Strandul din Oneș a redeschis porțile pentru nou sezon de relaxare. Accident rutier cu 5 răniți. Veste bună pentru băcăuani, zboruri charter din Bacău către Creta. Fostul primar al Oneștiului, Laurențiu Neghina, a anunțat că lucrările la ștrand s-au finalizat și va fi redeschis. Ștrandul este deschis zilnic între orele 9 și 21 și oferă locuitorilor și vizitatorilor ocazia de a se bucura de soare, apă într-un cadru modern. Noile tarife de intrare sunt accesibile pentru toate categoriile de vârstă. Copiii până în 10 ani plătesc 5 lei, cei între 10 și 18 ani plătesc 8 lei, iar adulții peste 18 ani plătesc 12 lei. Într-un gest de recunoștință și respect față de comunitatea locală, pensionarii din Onești beneficiază de gratuitate la ștrand în zilele de luni și marți. Și este o inițiativă menită să încurajeze mișcarea și relaxarea în rândul vârstnicilor. Cu aceste îmbunătățiri, ștrandul din Onești promite să devină o destinație de top pentru cei care doresc să evadeze de căldura verii și să se bucure de timpul liber într-un mediu plăcut și sigur. Căuanii au acum un nou motiv de bucurie. Aeroportul Internațional George Enescu a anunțat introducerea zbordurilor charter către frumoasa insulă Creta din Grecia. Noua rută oferă o oportunitate excelentă pentru băcăuani de a explora plajele spectaculoase și peisajele uimitoare ale Cretei, făcând din această destinație de vacanță una mult mai accesibilă. Conducerea aeroportului internațional Enescu a transmis entuziasmul pentru această inițiativă. Descoperă frumusețea plajelor din Creta, zboruri charter din Bacău către Heraklion, Creta, Grecia, de la aeroportul din Bacău. Pentru cei dornici de soare, mare și relaxare, acum este momentul ideal pentru a-ți rezerva vacanța. Diverse agenții de turism oferă pachete atractive pentru această perioadă și pentru această destinație. Această rută nouă charter promite să ofere nu doar confortul unei călătorii rapide și directe, dar și ocazia de a explora una din cele mai pitorești destinații din Grecia. Plajele cu nisip fin, apele cristaline și cultura bogată a Cretei așteaptă să fie descoperite de turiștii băcăuani. Rezervați-vă vacanța prin agențiile de turism și bucurați-vă de o experiență de neuitat. Soarele grecesc, Creta vă așteaptă! Marți 2 iulie, în jurul orei 18:30, polițiști au fost sesizați de faptul că în comuna băcăuană Zemeș a avut loc un eveniment rutier. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Din primele verificări a reșit că un localnic de 38 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ-117 dinspre Moinești spre comuna Zemeș, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, răsturnându-se în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea 5 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 51 de ani, toate aflate în autoturism. Cei în cauză au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,15 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate alcoolemiei. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiune de vătămare corporală din culpă. Duminică 31 iunie de la ora 19, pe scena din piața Catedralei, oneștenii iubitori de frumos au dat întâlnire pentru a-i aplauda la scenă deschisă pe Valentina Fătu și Vasile Muraru, Daniela Tănase, dar și pe îndrăgita interpretă de muzică populară, Mioara Velicu. Iată că ne întâlnim din nou la Onești într-o atmosferă de sărbătoare și cel mai important e că avem zâmbetul pe buze. Da, încercăm să menținem starea asta de optimism, de speranță. Zâmbetul face parte din cartea noastră de vizită actorilor de revistă, actorilor de comedie. Suntem foarte bucuroși că am revenit la Onești și mulțumim de invitație. Cum vi s-a părut publicul de Onești? Pentru că nu e ca celelalte, ca celălalt tip de public, să zicem. Cum adică, de ce vorbiți așa? Oameni onești? Aia e adevărat, asta e adevărat, un public extraordinar și vara trecută ne-a încântat cu prestația. Invers, dumneavoastră ne-ați încântat pe noi. Nu știu, asta e părerea dumneavoastră. Deci am deschis festivalul și anul trecut și l-am și închis în toamnă. Deci înseamnă că le-a plăcut dacă ne-a invitat din nou să-l, și la închidere. Și astăzi îl deschidem și sperăm să-l închidem la toamnă când o fi. Și ne bucurăm tare mult pentru că, într-adevăr, e o zi de sărbătoare, e o zi luminoasă aici la Onești. Ați avut mână bună, ca să zicem așa, anul trecut.
Da, 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 asta e adevărat. Unde mergem noi, totul se transformă în bine. Asta este foarte bine. Un public minunat, iată că afară, deși sunt niște temperaturi așa estivale, specifice, totuși lumea a venit cu mult înainte de show. Sunt speranța că o fotografie, un autograf? Am făcut câteva fotografii, ne bucură foarte tare. La urma urmei, noi suntem niște artiști ai oamenilor, suntem, nu cum era pe vremuri, artiști ai poporului, suntem niște artiști populari. Sunteți artiști ai poporului, că sunteți ai noștri. Ne simțim tare bine atunci când ajungem să avem întâlnirile acestea mai puțin, ca să zic așa, formale, mai puțin pretențioase. Sunt spectacole în aer liber, unde oamenii chiar se simt liberi, sunt relaxați. Bună ziua, doamna bibliotecar! Iată că vin oamenii care au organizat evenimentul și încă o dată le mulțumim celor care s-au gândit să fim din nou astăzi parte a acestei sărbători a comunității, a orașului Onești. Tot Onești vă mulțumește că ați reușit să includeți pe agenda, pentru că știu cum e. Agenda e strânsă așa, zile puține. Dumnezeu că e încă strânsă și uitați cât mai e până la spectacol și lumea a început deja să vină. E tradiție să-și ocupe locuri ca în să față. Vadă în față sau unde reușesc. Ca anul trecut că s-a umplut, era grădina, erau în picioare mii de oameni cât încăpeau în grădina acolo la polivalentă. Da. Un mesaj dacă e pentru cei care ne urmăresc, pentru băcăuani, și de ce nu vă așteptăm mai des? Păi am să le transmit celor din Onești și băcăuanilor, tuturor celor care ne urmăresc, să aibă o vară așa cum merită, o vară în care să aibă parte și de relaxare, să fie sănătoși în primul rând și pentru că este catedrala asta superbă alături de noi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte le trăim bune și să ne îngăduie să ne trăim viețile frumos tuturor în continuare. Exact, să fim sănătoși și cu zâmbetul pe buze. Mulțumim foarte mult, iubim foarte mult pe băcăuani. Eu la Bacău am debutat în 1976, câțiva ani au trecut repede, da. Și Bacău, sigur, am făcut și armată, deci sunt și un om instruit că am făcut armata la Bacău, trupă. Și fiind de la Piatra Neamț, sunt un fel de băcăuan. Suntem acasă aici la Bacău și lumea ne-a primit foarte bine și... De câte ori, că n-am fost numai anul trecut, am fost și la Casa de Cultură, acolo unde, păcat că asta nu e pusă din nou în valoare deocamdată, sperăm ca să-și revină la viața care a avut, viața culturală pe care a avut-o această minunată Casa de Cultură din Onești. Mulțumim frumos! Să rămână, Doamne, ajută, numai bucurii să aveți și la mulți ani, azi e ziua învățătorului, Valentina, da. La mulți ani celor care... Ne învață și copiii și ne-a învățat și pe noi. De altfel, oamenii au venit cu mult înainte de ora anunțată pentru a ocupa un loc în fața scenei. Cum vi se pare festivalul și faptul că ne-am mutat aici, în piațeta catedrală? Este foarte bine pentru toți uneștenii. Era nevoie așa să mai ieșim? Da, din anumitate, da. Să ne mai aducem aminte de zilele alea bune de dinainte de pandemie, nu? Da. Un mesaj, dacă e artiștii vă plac, ar putea fi adus și alții? Și alții, dar ăștia sunt niște celebrități. Vasile e o celebritate cu Nae Lăzărescu, deci nu se mai poate discuta. Da, a crescut-o domnul Vasile de lângă dumnealui. Sunt niște celebrități. Am toată stima și respectul pentru dumnealor. Un mesaj pentru cei care au organizat evenimentul, ce le transmite? Să le dea Dumnezeu să mai facă evenimente de genul ăsta. Și sănătate, nu? Bineînțeles, la toți oneștenii de acum. Sunt oneștian jet-beget, așa că vă doresc multă sănătate și să aveți toți benele din lume. Toți oneștenii din orașul Onești. Stimă și respect. Sănătate. S-a mutat festivalul din parc aici, în piațeta catedralei. Ce părere aveți? O părere foarte bună. E mai în centru, așa? Bine. E bine. E bine. Ce părere aveți despre artiștii care au fost chemați? Vă plac? Părere foarte bună. Vă plac? Plac. Toți îmi plac. Murar, da. Foarte frumos. Îmi plac. Un mesaj, dacă e pentru organizator, ce le transmiteți? Multă sănătate și să mai facă din astea. Da? Avem nevoie de spectacole, de a ieși din anonimat, așa, din cotidian. Da, într-adevăr, o idee extraordinară, necesară și cu asemenea invitați de marcă, vă spun, ne-ați
Ne-a spus la suflet. Să știți că îi știu din copilărie, din adolescență și de asta v-am spus că mă ung la suflet. Când îi ascult și când îi revăd, îi revăd cu mare drag. Felicitări organizatorilor că într-adevăr aduc o bucurie în inima, nu numai oneștenilor, a tuturor celor care îi îndrăgesc și iubesc frumosul și vor să-i revadă. M-am emoționat, să știți. Un mesaj, dacă e pentru autorități, ce le transmiteți? Să o țină tot așa și să fie sănătoși și să ne mai facă surprize din astea, că sunt foarte plăcute. Fetiță de nici 2 ani salvată de 2 jandarmi băcăoani după ce s-a necat în râul Tazlău. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. 2 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au devenit eroi zilei după ce au salvat o fetiță de nici 2 ani ce se necase după ce a căzut cu mama și ceilalți vrățiori în apa râului Tazlău. Mama a intrat în apă să-i salveze pe cei 2 băieți, dar a alunecat și a căzut cu cea mică în apă. Au reușit să iasă cu toții din apă, dar din păcate fetița nu mai respira. Incidentul a avut loc în cartierul Slobozia pe râul Tazlău, în apropierea podului de pe strada Victoriei din municipiul Onești. Florin și Cătălin, jandarmii care au intervenit, se aflau în patrulare când au observat-o pe mamă care abia ieșea din apă. Aceștia au auzit strigătele la un moment dat, așa că au mers să vadă ce se întâmplă. O mamă încerca să salveze fetița ce nu mai respira, aceasta necându-se după ce mama a alunecat și a căzut cu ea în apă. Florin a intervenit rapid și a aplicat manevre de resuscitare până când micuța copilă și-a revenit și a început să respire. Acesta a luat-o în brațe pe copilă și a alergat cu ea până la ambulanță. Cătălin și-a sprijinit colegul, a vorbit cu operatorul la 112 și a oferit detaliile necesare privind locația și modalitatea de a ajunge cât mai repede ambulanța. Până la sosirea echipajului medical, fetița a mai avut nevoie de manevre de resuscitare. Ulterior, fetița a fost preluată de un echipaj sa și transportată la UPU Onești pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Pompierii din cadrul detașamentului de pompieri Bacău au fost solicitați să intervină în municipiul Bacău, în zona barajului Bistrița, pentru salvarea unei persoane care se afla în pericol de nec. La locul intervenției s-a deplasat o auto specială de stingere, o auto specială de primă intervenție și comandă barcă. Persoana se afla la o distanță de aproximativ 3 metri de malul canalului colector al râului Bistrița. Reamintim faptul că tragediile la Scăldat se produc de cele mai multe ori fie din cauza faptului că unele persoane nu știu să nuate foarte bine, fie pentru că intră în ape în care curenții sunt puternici sau în locuri în care nivelul apei se schimbă brusc și nu mai reușesc să iasă la suprafață. Pentru siguranța dumneavoastră și a familiei, respectați recomandările oamenilor legii. Frecventați doar locurile special amenajate pentru norci. Scăldați, evitați scăldatul în lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenți puternici, albile, nămoloase sau acoperite cu plante, pietre, crengi sau trunghiuri de copac. Evitați să intrați singuri în apă, fără a avea persoane prin apropiere, mai ales dacă nu știți să înotați. Supravegheați în permanență copiii, în special când se află în apă sau în apropierea acesteia, inclusiv în piscinele achiziționate pentru cei mici. Echipamentele speciale pentru siguranța noctului, colac de salvare, aripioare sau tuburi gonflabile trebuie utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult. Parcul Măgura din Târgu Ocna găzduiește ediția 2024 Auto Tuning Show. A fost un weekendul trecut punctul central al pasionaților de mașini din întreaga țară, găzduind o nouă ediție Auto Tuning Show. A fost o mega expoziție de mașini tunate, vehicule off-road, ATV-uri și autovehicule retro și a adus ultimele noutăți în materie de tuning auto din țară și străinătate. Evenimentul, devenit deja o tradiție în orașul stațiune de la Poalele Măgurei, prezintă zeci de autovehicule spectaculoase, participanții și vizitatorii. Vizitatorii au putut admira vehicule tunate venite atât din diverse colțuri ale României cât și din străinătate, precum și mașini retro care evocă eleganța și rafinamentul vremurilor trecute. Competiția include mașini tunate care vor concura pentru titlurile de cel mai frumos exterior, cel mai frumos interior, cele mai frumoase jante, iar la final juriul va premia cea mai frumoasă mașină a show-ului. Pe lângă expoziția de tuning, evenimentul a oferit și o demonstrație de forță a celor mai puternice instalații de sunet auto și a umplut parcul cu avalanșă de decibeli, oferind o experiență auditivă de neuitat. Până duminică seară, Parcul Măgura a fost locul de întâlnire a celor care iubesc mașinile și tehnologia de top în tuning auto, oferind o ocazie unică de a vedea la un loc cele mai impresionante creații pe patru roți. Prima dată la Târgu Ocna? Da, e prima dată la Târgu Ocna. Și cum ți se pare? Foarte frumos, îmi place atmosfera de aici, distracție, mașini multe și frumoase. Cu ce ai venit? Acest Ford 4. Barbie? Barbie, da. Te-am întrebat așa în glumă, Kenny?
nu e Kevin, doar Barbie. Și mai am o Barbie mai mică, care data asta a rămas acasă, dar de obicei vine și vine la evenimente. Am înțeles. Cum se pare evenimentul de la Târgu Ocna? Foarte frumos, este prima dată când vin aici, dar văzusem de anii trecuți la prietenii mei și mi-a plăcut foarte mult atmosfera. Foarte multă lume. Cum ți se pare? Că ești obișnuită cu atmosfera de show, așa de... E suficient de multă lume? E da, chiar, peste așteptări? Da, chiar e foarte multă lume și sunt convinsă că spre după amiază va fi și mai multă lume. Am văzut din... Am înțeles că aseara a fost full. Da? Și sigur și astăzi o să fie și mai... Și ok. Mai câți bani ai băgat în Barbie? Banii... Am băgat... Cât a trebuit? Pe toți pe care i-am avut, că de trebuit... Mereu trebuie... Ok, mai ai ceva să-i faci lui Barbie? Tot timpul și în primul rând este întreținerea, pentru că este o mașină destul de veche și atunci tot timpul am e costisitoare, am înțeles. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, să vină la eveniment? Da, să vină toată lumea aici, că e o atmosferă frumoasă, multe mașini frumoase. Și multe fete frumoase am călcat. Ok, mulțumim! Cum vi se pare show-ul de la Târgu Ocna? Foarte, foarte frumos. Foarte multă lume, foarte multă aglomerație, foarte multă adrenalină, muzică. Da, am fost și anul trecut, dar anul ăsta parcă e și mai frumos. Așa ca idee, am văzut că ați venit cu copilașul. Da, cu ambii. Băiatul e foarte, foarte pasionat de mașini, cunoaște toate mărcile de mașini. Am văzut că și tânăra e pasionată. Da. Îți place show-ul? Da. Ce-ți place aici? Văd că e muzică multă. Mi-e place foarte, foarte tare. Te uiți încolo și ne spui? Ai la camera aici. Ce-ți place de aici? Totul! Am înțeles. Și mașinile, și parcul, și place tot. E în regulă. Văd că, clar, o pasionată peste câțiva ani va cheltui bănuți ca să-și tuneze probabil mașina. Probabil că da. Ok, e regulă. Da. Un demn așa, sau o invitație către cei care ne urmăresc să vină să vadă show-ul. Da, veniți aici că e foarte, foarte frumos. Și vremea ajută că e plăcut, nu e foarte cald. Cum îi chemăm pe cei care ne urmăresc să vină la show? Dacă e, ne spui aici, te uiți în cameră și ne spui. Cum ne spui? Veniți la? Veniți la show! Multă lume, aglomerație, adrenalină, cai putere. Ce să zic, că ingredientele unui show pe cinste? Sigur, un eveniment top, tot mai reușit de la an la an. Băieții sunt foarte uniți. O echipă de băieți pasionați care au reușit să strângă foarte mulți pasionați din toată țara, chiar? Mai mulți decât anul trecut, dacă e să-mi dau eu cu părerea. Vizual, sigur, pentru că s-au umplut toate aleile, parcul este plin, distracția este la maxim. Am înțeles că aseară nu aveai loc să te miști, așa, atât de multă foială și atât de mulți oameni. Da, evenimentul normal se dăna la ora 11, dar nimeni n-a vrut să plece, aleile erau pline de pasionați. Okay. Să zicem, ce ar fi să zic, dacă ai fost și anul trecut, care ar fi ingredientele de anul acesta care au asigurat succes? Opinia ta. Sigur, am fost și anul trecut, cu siguranță un eveniment reușit, de la an la an evoluează și crește și adună cât mai mulți pasionați. Tu ești pasionat de tuning? Sunt pasionat de tuning, de mașini și dețin mașini. Am înțeles, ai și tu mașini tunate, cam câți bani necesită pasiunea asta? Undeva la între 10.000, 50.000, fiecare după buget, dar tot e bani, timp și pasiune. La tine de la ce vârstă a apărut pasiunea asta pentru tine? De la 18 ani, de când am luat permisul, prima modificare, o folie pe geamuri, o jantă, acum au evoluat lucrurile, mai multe modificări care le poți face. Nu e un sport, o pasiune costisitoare? Eu zic că în rândul multora e mai mult o boală, eu așa o numesc, o pasiune ilimitată, în schimb când e o boală, un drog... Adicție! Da. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc să vină la show? Vă invităm să veniți la show, să vedeți și dumneavoastră mașini frumoase, să vedeți un domeniu care crește frumos și la noi în România și aveți ce vedea, copiii au ce vedea, vă așteptăm! În ultima ședință a legislativului local, aleșii locale ai orașului Stațiune Dărmănești au avut de discutat și aprobat bugetul pentru organizarea zilelor orașului, dar și despre alocarea de fonduri pentru organizarea unei tabere internaționale. Privind alocarea fondurilor din bugetul local pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Dărmănești, ediția 2024, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Cam fiecare an ne-am propus să organizăm Zilele Orașului Dărmănești în perioada 10-11 august 2024.
Am propus să alocăm de la capitolul Cultură, Recreere și Religie 225.000 de lei, dintre care o parte vor fi, mai exact, 25.000 de lei utilizați pentru premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Și, așa cum spuneam și pe comisii, în perioada 10-11 august vom organiza zilele orașului Dărmănești. Sperăm ca să reușim să ne organizăm până atunci și să găsim cea mai bună variantă din punct de vedere al calității cost. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și proiectul de hotărâre privind alocarea fondurilor pentru zilele orașului. Punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, ALZIAR, și pentru aprobarea resurselor financiare alocate din bugetul local în vederea desfășurării taberei internaționale de creație artistică, armonii cromatice și muzicale Dărmănești, ediția 1-2024. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Aș vrea să încep prin a face precizarea că orașul Dărmănești este membru în Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Suntem stațiune turistică de interes local și ne interesează să promovăm și arta și cultura din poziția de stațiune turistică de interes local. Ca atare, Asociația Localităților și Zonelor Istorice de Artă și de Artă din România ne-a propus o convenție de colaborare privind organizarea în parteneriat de acțiuni culturale și primul eveniment se referă la o tabără internațională de creație artistică, armonii cromatice și muzicale, care va avea loc în perioada 19-26 august la Dărmănești. La această tabără internațională vor participa artiști din România și din afara țării. Pentru a putea organiza acest eveniment, am propus alocarea sumei de 15.000 de lei de la capitolul Cultură, Recreere și Religie, fondurile fiind necesare pentru cheltuieli de organizarea vernisajului, tipărire, materiale promoționale, afișe, mediatizarea evenimentului și așa mai departe. Și ce este foarte important, picturile și materialele rezultate în urma desfășurării evenimentului cultural la Dărmănești vor intra cu titlu gratuit în patrimoniul UAT Oraș Dărmănești. Avem intenția de a participa și cu o parte din elevii de pe raza orașului, de la școlile de pe raza orașului Dărmănești, care au înclinare și, intenții de a dezvolta în viitor această componentă de pictură și nu numai. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? A fost adoptat și punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 4 iulie, vremea se răcorește. Maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius. Spre după amiază pot să apară averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Vineri 5 iulie, vremea se încălzește. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius. Dimineața și spre prânz se pot înregistra pe alocuri averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 12 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.